astăzi avem o elevă nouă. Hai, intră în fața clasei să te prezentăm. Hai, nu te rușina, hai. Bună ziua! Copii, ea este Evrosinia Căldare! Evrosinia Căldare! Evrosinia, treci la loc! Bine! Ia uite, aici e liber. Mulțumesc. Așa, toată lumea a scos caietelele, pixurile și tot ce este nevoie pentru lecții. Începem lecția de istorie. Asta pentru tine, cadou. Ai văzut? Nici pix n-are. Da, uite ce cofură ai și... Uite ce caiet are. Caiet? Mai e hârtie mea igienică și arată mai frumos. Sărăcii, sărăcii. Ne simțiților. Poftim. E caiet nou-nouț. Asta mie? Da. Mulțumesc. Cât e de frumos. Ce se întâmplă? Toată lumea scrie în caiet. Toaia, astea sunt niște cârmi. A frumos! A frumos! Ai văzut ce haine are? A venit la școală în pijama? Da, în pijama! De unde a scos-o? Și te-ai văzut? Te-ai văzut și încălțată! În șlap! Rusia, dar de unde ai luat așa șlap frumos? Dar și eu! De la bunielu! Dar cârpii este trece! De unde le luat? De la bunica? Tu n-ai haine! Nu plângi! Eu mâine o să-ți aduc un pachet plin de haine! Mulțumesc!
E pauza, как грязно! Așa ceva am văzut doar la televizor. Sunt foarte gustoși. Mulțumesc. Tu n-ai mâncat nimic dimineața, da? Eu n-am mâncat de 2 zile. Și Frosia, mama nu te-a dat nimic de mâncare. Eu nu am mamă. Să vă spun, nici nu știți ce e cu Ifrosinia, ce se întâmplă în sufletul ei. Azi noapte i-au ars părinții într-un incendiu. Iar bunicii au îmbrăcat-o cu pijamele care erau unice, salvate dintre toate hainele care au ars. Aparențele înșeală, nu vă uitați după haine sau lucruri niciodată. Uitați-vă după sufletul omului. Ifrosinia! Ifrosinia!